A fost una dintre cele 15 femei care s-au luptat pentru inima lui Andy Constantin, dar n-a avut norocul să fie aleasa. Vanessa Tsone a vorbit în exclusivitate pentru CanCan News despre ce a însemnat experiența burlacul pentru ea, iar dezvăluirile sunt surprinzătoare. E o diferență de 15 ani între ei, dar Bogdan Vlădău și Gina Chirilă par să se completeze așa cum puține cupluri o fac. Fie că vorbim despre ținute sau atitudine, cei doi soți reușesc să impresioneze de fiecare dată. Au făcut-o și la un eveniment mondan din capitală, unde am fost și noi, iar imaginile vorbesc de la sine. În doar câteva săptămâni, Gabriela Prisăcariu va deveni mămică, iar problemele cauzate de sarcină nu îi dau pace. Cu ce stări se confruntă soția lui Dani Oțil, dar și cu câte kilograme s-a rotunjit în această perioadă, aflați de la noi! Vin străinul, ce-ai făcut? Te învăț pe degete necunoscut. Mă simt de parcă te știu. Vanessa Tsone l-a impresionat pe Andy Constantin încă de la prima ediție. Însă, chiar dacă au avut parte de mai multe date-uri, n-au simțit că ar fi pe aceeași lungime de undă. Drept urmare, blondina a fost eliminată în cea de-a cincea rundă. Acum, după mai multe luni de la terminarea competiției, Vanessa Tsone a vorbit în exclusivitate pentru CanCan News despre această experiență. Nu m-am înscris la această emisiune. Pur și simplu am fost abordată de cineva din staff, am fost chemată și deja eram aleasă ca și concurentă. A fost una din cele mai frumoase experiențe din viața mea. Mi s-a părut o oportunitate de a relaționa cu diferite persoane, diferite caractere. Să învăț anumite lucruri de la ele. Haide, spune-mi cum să iert, fiindcă nu vreau să te pierd. Vanessa a vorbit și despre eliminarea ei. Blondina a explicat că ea a fost cea care nu a vrut să primească trandafirul, după ce burlacul s-a sărutat cu majoritatea concurentelor. Nu l-am pupat la momentul respectiv, dar nu am simțit, adică nu... Tocmai de-aia am și vrut să părăsesc competiția. Spusesem într-un testimonial care nu a fost difuzat, în care am spus că nu vreau să primesc trandafirul și așa a și fost. M-am retras frumos din competiție. Am îmbrățat toată tera, e un câmp cu aloe vera. Atât de fete, te înălțăm și atmosfera ne ridică bariera. În spațiu ne pierd. Bogdan Vlădău și Gina Chirilă fac parte din categoria cuplurilor discrete din lumea mondenă și sunt puține ocaziile în care ies în evidență prin gesturi sau ținute extravagante. Recent, cei doi au fost surprinși la un eveniment din capitală, unde au pășit timid și au stat destul de retrași. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Pentru evenimentul care a avut loc într-un centru comercial din București, atât Gina cât și Bogdan au optat pentru ținute lejere, dar care le-au pus siluetele în evidență. Ea a îmbrăcat o pereche de pantaloni negri din piele la care a asortat o cămașă vaporoasă verde smarald, în timp ce el a ales o cămașă neagră, care evidenția trupul bine lucrat la sală, și o pereche de pantaloni din in. La fel ca ținutele și prezența cuplului a fost una discretă, cei doi preferând să stea ceva mai retrași și să interacționeze doar cu Victor Slav și iubita lui. Tu miracol din pântecul meu, ai ales să-ți fiu mamă eu, creștin sau ateu, prin tine se explică Dumnezeu.
Gabriela Prisăcariu mai are puțin și va aduce pe lume primul ei copil. Însă perioada sarcinii nu e lipsită de probleme. Soția lui Dani Oțil își ține la curent fanii cu toate stările prin care trece, dar și cu problemele pe care le întâmpină. Blondina a dezvăluit că în ultima perioadă mâinile și picioarele i s-au umflat și s-a mai rotunjit puțin. Tu soarele cu tine pentru noi e răsărit. Mi-ai arătat că până acum eu nu am mai iubit pe nimeni, pe nimeni. Singurul lucru care mă deranjează deocamdată este faptul că mi s-au umflat picioarele, mâinile. Mă dor, dar cred că este ceva normal și am multe kilograme în plus. La ultima cântărire aveam plus 17 kilograme. Mai bine îți dau inima de tot, îți dau inima de tot.